Doamnelor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit, suntem la Gorjul în direct, alături de mine în studio și mă bucur tare mult că am reușit să-l convic pe domnul Dănuț Birău, primarul ales al orașului Târgu Cârbunești, să vină aici la Sud FM și TV Sud. Bună ziua, bine ați venit, domnule primar! Să rămână, mulțumesc, Hristos s-a înălțat! Adevărat s-a înălțat, pentru că astăzi este mare sărbătoare, este înălțarea Domnului. Domnule primar, pot să vă spun așa, nu ați fost validat, domnule Birău. Spuneți-ne, dumneavoastră vă aflați printre primarii care, printre candidații care au reușit să învingă primarul aflat în exercițiu. Așadar, domnul Mazilu nu mai este primar la Târgu Cărbunești, este o înfrângere surprinzătoare pentru mulți. Victoria dumneavoastră a venit ca o surpriză, probabil că dumneavoastră, ziceți, înainte de a intra în emisiune, spuneați că vă așteptați, adică surpriza nu este atât de mare pentru dumneavoastră, surpriza a reprezentat diferența de voturi între dumneavoastră și domnul Mazilu. Pentru alții însă reușita dumneavoastră este o surpriză. Nu știu, a fost o formulă magică. Care a fost rețeta succesului în alegerile locale? Ce se întâmplă? Eu sunt membru al Partidului Social Democrat încă din 2003 și pe parcursul acestor 13 ani am trecut prin foarte multe bătălii electorale. Aproape de fiecare dată, cu excepția anului 2008, la Târgu Cărbunești, PSD-ul a ieșit învingător în fiecare alegeri. Deci, cu alte cuvinte, există un electorat masiv și stabil al PSD-ului și acesta a demonstrat că pe vot politic PSD-ul stă bine în orașul Târgu Cărbunești. Acum, trebuia să găsim o persoană care să atragă și alte persoane care nu aveau o atracție deosebită pentru Partidul Social Democrat și pot să vă spun că am fost votați de foarte mulți oameni care nu au votat în viața lor cu PSD-ul și de data aceasta au hotărât să fie alături de un om tânăr și prin aceasta ne-au tras și un semnal că vor o schimbare, vor oameni tineri, vor o altfel de administrație publică locală la nivelul orașului Târgu Cărbunești. Cum a spus și dumneavoastră, și pe mine m-a surprins diferența de scor. Mă așteptam să câștig pentru că aveam câteva secții de vot în unele zone unde stăteam foarte bine ca și persoană, dar aveam și unele zone ale orașului unde eram mai puțin cunoscut și mă refer aici la zona Crețești, Floreșteni, Curteana, Măceșu și la zona Pojogeni și Cerăt, pentru că eram mai puțin cunoscut acolo. Din postura de director de școală eram foarte cunoscut în oraș și în satele Ștefănești și Cojeani. Dar iată că până la urmă am reușit un scor de 9-0, ieșind învingător la scor în toate cele 9 secții de vot de pe raza orașului Târgu Cărbunești. Câți consilieri locale ați reușit să câștigați? Pentru 15 voturi nu am reușit să luăm cel de-al 8-lea consilier și să avem o majoritate simplă în Consiliul Local. Avem numai 7 consilieri PSD, mai sunt 4 PNL, 3 de la UNPR și 1 de la PND. În această situație, dumneavoastră mergeți conform tradiției cu UNPR-ul, este suficient pentru dumneavoastră pentru majoritatea simplă, dar la hotărârile de 2/3 va trebui să vă mai aliați cu cineva, ALDE nu intră în Consiliul Local la Cărbunești, spuneați așadar, nici cu PNL-ul nu are cum să vă... Nu, eu nu văd situația chiar așa. O să fie probabil o problemă acum la alegerea viceprimarului, când o să fie mai multe patimi, dar după ce se va alege viceprimarul și nou Consiliul Local se va constitui, eu vreau să îi rog pe toți cei 15 consilieri să dea dovadă în primul rând că sunt cetățeni ai orașului Târgu Cărbunești, să uităm micile partipriuri politice și să ne punem toată munca în slujba orașului, pentru că până la urmă peste 4 ani sau în fiecare zi când mergem pe stradă, cetățenii ne vor trage de mână și nu vor întreba că suntem de la PSD, de la PNL sau de la UNPR, ci pur și simplu suntem cetățeni aleși de către, suntem consilieri locali aleși de către cetățenii orașului Târgu Cărbunești și trebuie să-i reprezentăm pe aceștia într-un mod cât mai onorabil. Înțeleg de ce ați câștigat dumneavoastră, dar de ce a pierdut domnul Mazilu? Ce s-a făcut rău în Cărbunești până acum? Probabil știți cum este, la un moment dat intervine și acea nevoie de schimbare. Sunt 8 ani de când domnul Mazilu este primar al orașului Târgu Cărbunești, 8 ani în care, din păcate, au fost atrase 0 fonduri europene, din păcate au fost igienizate și scoase 0 subsoluri de bloc, deși promisese că le face pe toate. Din păcate, în acești ani s-au turnat doar
vreo 6 km de asfalt în satele aparținătoare și aceștia cu largul concurs al Partidului Social Democrat prin Consiliul Județean și deputații pe care îi are Partidul Social Democrat la nivel național. Am înțeles. Probabil tot ceea ce nu a făcut domnul Mazilu reprezintă un obiectiv pe care dumneavoastră îl aveți. Sigur că da. În programul nostru de administrare a orașului Târgu Cărnuiești pe următorii 4 ani avem prinse aceste obiective pe anumite capitole și anume pe infrastructură rutieră, pe canalizare și alimentare cu apă, pe educație, pe sport. Aș vrea să vă spun că, din păcate, orașul Târgu Cărbunești nu are la ora actuală niciun teren sintetic de mini-fotbal sau de tenis. Lucru care este foarte grav, pentru că în majoritatea comunelor din județul nostru există câte un astfel de teren. Și foarte mulți dintre tinerii din Târgu Cărbunești trebuie să meargă la Aninoasa, la Bengești, la Berlești. Ca să fie invers. Exact. De la dumneavoastră din localitate se pleacă. Sigur că da, și prevecini, ceea ce nu este normal, pentru că până la urmă este în definitiv Târgu Cărbuneștiul este o mică aglomerare urbană până la urmă și ar fi normal ca ceilalți să vină către noi și nu noi către comunele limitrofe. Dumneavoastră probabil cunoașteți realitatea din teren, adică știți care sunt problemele cu care se confruntă cărbuneștenii. V-ați făcut un program în campanie, probabil cu care ați și, datorită căruia ați și reușit să câștigați, dar acum la rece, au trecut alegerile, ați ieșit învingător, la rece, spuneți-mi și mie, în opinia dumneavoastră, cât la sută din ceea ce ați promis că veți face în Cărbunești, veți și realiza în acest mandat de 4 ani? Acum nu pot să dau un procent, dar sper, ideal ar fi să realizăm totul. Nu cred că vom reuși să realizăm totul, dar sper că în mare parte aceste proiecte să fie realizate. Și când mă gândesc la aceste proiecte, pot să vă spun, spre exemplu, doar unul, care sper să-l facem cât mai repede, pentru că, dacă nu, se va pierde acel proiect care este plătit cu 700 de milioane de lei vechi și care stă de 2 ani prin sertarele primăriei, reprezentând alimentare cu apă și rețea de canalizare în satele Cărbunești Sat și Strada Plopilor. În Cărbunești Sat există o rețea de alimentare cu apă, însă este veche de vreo 40 de ani, pe țevi de fier care sunt ruginite și apa nu este potabilă. Iar pe Strada Plopilor nu există niciun fel de sursă de apă curentă și nici canalizare. Și atunci acești oameni sunt foarte vitregiți din acest punct de vedere și pentru mine va fi un obiectiv principal și o prioritate zero, ca să zic așa, atragerea de finanțare pentru realizarea acestui proiect, pentru că, așa cum v-am spus, dacă va mai trece încă un an de zile, se vor pierde și banii și proiectul. Nu prea mi-e clar de ce nu s-a accesat niciun proiect european, adică totuși sunt orașe mititele care au accesat 10 de milioane de euro bani europeni. Nu știu la noi de ce s-a spus că... Ați fost consilier local. Da, am fost consilier local de 8 ani și ultima atragere de fonduri europene s-a petrecut în anul 2007, când a fost realizată acea stație de transfer gunoi de la Cojeani, care, din păcate, a fost manageriată prost întreaga firmă și se află într-o situație financiară destul de critică față de operatorul regional al gropii de gunoi ecologice de la noi din Gorj. Nu știu care este cauza, vedeți dumneavoastră, primarul are în subordinea sa diverse compartimente. Știu că și la Târgu Cărbunești există un astfel de compartiment, un birou pentru atragere și realizare de proiecte europene, că nu s-au realizat sau că nu au fost atrase, deci, nu știu care este cauza. Perfecționații în acest sector există și la Cărbunești. Așa ar trebui să fie, da. Dumneavoastră nu duceți lipsă de personal, nu este o problemă legată de pregătirea oamenilor, astfel încât să colaborați cu o firmă de consultanță. Dacă aveți birou acolo special pentru atragerea de fonduri europene, ar trebui puși la treabă oamenii ăștia. Sigur, pentru că da, neafiind niciun proiect european în momentul de față în derulare în Cărbunești. Sigur, și nici da, intenția dacă de a nu, depune, dacă oamenii nu știm, nu justifică treaba. Trebuie să întrebăm și să ne interesăm și atunci trebuie să, dacă noi cei care lucrăm acolo, și atunci trebuie să apelăm la diverse surse și să aflăm cât mai multe ca să putem să realizăm aceste proiecte și să atragem finanțări.
Acum, dumneavoastră, dați în faptul că nu s-a făcut acest lucru din 2007, spuneați că a fost ultimul proiect cu finanțare europeană, ați pierdut foarte mult. Am pierdut foarte mult ca și oraș. Mai aveți ultimul tren. Această sesiune de proiecte europene, nu știu ce va fi de la 2020 încolo, 2014-2020, da. Da, este acum acest program de dezvoltare. Dacă nu-l prindeți nici pe acesta, s-ar putea să pierdeți cu totul. Sigur. Șansa de a accesa fonduri europene pentru orașul Târgu Cărbunești, care eu nu sunt de acolo, stau departe de Târgu Cărbunești, dar mai trec din când în când și sincer nu văd nicio minune prin Cărbunești în momentul acesta. Și încă ați trecut prin centru, nu? Am trecut prin centru, bineînțeles că nu am prin zonele limitrofe, pentru că avem ca și întindere, Cărbuneștiul este foarte mare, are aproape suprafața Bucureștiului și are o rețea foarte întinsă de drumuri comunale. Foarte multe dintre aceste drumuri nefiind asfaltate, fiind balastate, petruite, și vă dați seama că de fiecare dată când plouă, nisipul este luat de către apă și se fac acele gropi, ne rupem mașinile, timpul de deplasare crește și odată cu pierderea acestui timp se pierd și bani și... Vorbeați despre curățarea subsolurilor. Este o problemă majoră pentru orașul Târgu Cărbunești. Deci este majoră la Târgu Cărbunești. E o situație de criză în momentul ăsta. Adică exact. Toate subsolurile blocurilor în momentul ăsta sunt focare de infecție. Da, doar două blocuri și șobolani. Doar două blocuri sunt făcute, da. Pentru că acolo s-au implicat proprietarii. Un bloc este cel în care stă domnul Fugaru și pe vremea când era viceprimar a reușit să implice pe colocatarii dumnealui ca să curățe acel subsol. Însă celelalte, așa cum a spus și noastră, sunt surse de infecție cu șobolani, cu țânțari și în același timp și un pericol, pentru că, vedeți noastră, cu timpul se macină acel ciment și o să rămână să-l țină numai fierul beton. Care este motivul pentru care au apărut aceste situații de inundații la subsol și așa mai motivul departe? Motivul este simplu și următorul. Înfundându-se coturile de scurgere, canalizările, cei care au lucrat la vremea respectivă au considerat că e mai ușor să dea un ciocan și să curgă. Și atunci, dând ciocanul astăzi aici, mâine în partea cealaltă, acele coturi au dispărut, n-au mai fost preluate să fie duse în canalizare și atunci s-a făcut ca un fel de bazin de decantare. Și abia atunci când urca apa la nivelul țevii de canalizare, abia atunci era preluată de acolo, în rest rămânând sub subsol. Și vă dați seama ce este sub un asemenea subsol. Eu voi încerca imediat acum, după preluarea mandatului, ca împreună cu echipa mea de consilieri, ca împreună cu specialiștii din primărie, să mergem și să discutăm cu proprietarii care locuiesc și care își desfășoară activitatea în blocul de la stradă. Dacă știți, aici unde sunt și magazinele la parter, pentru că acolo este și un sediu de bancă și acești proprietari de magazine au o potență financiară mai mare. Și atunci, împreună cu ei și cu locatarii care locuiesc în apartamente din aceste trei scări ale blocului, să încercăm să dăm drumul la o asociație de proprietari pentru ca primăria să se poată băga parteneră cu această asociație de proprietari, să putem face un parteneriat public-privat și atunci și noi ca primărie să putem să-i ajutăm cu bani, să curățim acest subsol, să încercăm și să învelopăm fațada, să-i dăm o culoare frumoasă și să-l folosim acest bloc ca și exemplu pentru ceilalți, să-i atragem în această asociație de proprietari, să reușim să îi ajutăm. Eu mi-am propus ca să avem o medie de 4 blocuri pe an. 4 blocuri însemnând un bloc poate să aibă 2-3 scări, nu 4 scări, ci 4 subsoluri de bloc, pentru că ele comunică între ele acolo jos. Este un target îndrăzneț, pentru că... Dacă nu s-a făcut nimic până acum... Dacă nu s-a făcut nimic acum, tot e ceva, exact. Cum spuneți dumneavoastră. E mult, aveți mult de recuperat la Cărbunești. Este foarte mult. Adică din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, recunosc că situația reală din teren nu am știut-o, pentru că din discuțiile pe care le-am purtat cu domnul Mazilu până... Tot era cât de cât în regulă. Era cât de cât în regulă, adică nu se văita și nu vorbea despre aceste subiecte ca fiind probleme arzătoare în opinia domniei sale. Dar înțeleg că aveți foarte, foarte mult de recuperat acolo și ideea e că trebuie să vă
grăbiți dacă vreți să mai prindeți, să aveți șansa să sigur prindeți că, și da. Ceva fonduri europene. Pentru că ne trebuie fonduri europene, fonduri guvernamentale, eventual de la Consiliul Județean subvenții, pentru că bugetul orașului Târgu Cărbunești nu este un buget extraordinar de mare, deoarece majoritatea fabricilor și firmelor care își desfășurau activitatea pe raza orașului au cam dispărut. La ora actuală, cei mai mari angajatori fiind școala, spitalul, da, poliția, judecătoria, primăria și instituțiile de stat. Exact, și existând, există și două ateliere de confecționare îmbrăcăminte, o fabrică de cherestea și o fabrică de mase plastice și fibră de sticlă, dar care în total au undeva la 400-450 de angajați. Ceea ce e bine pentru... E în regulă, dar trebuie mai mult. Sigur că da. Aveți, nu știu, ceva discuții cu vreun investitor? Adică aveți în atenție vreun potențial investitor care să vină la Cărbunești? Ce se întâmplă? Acum, eu sunt sigur că o să vină și dacă nu o să vină ei, o să-i căutăm noi. Există acea platformă și acele hale realizate de către domnul Columbeanu acum câțiva ani când venise la Cărbunești, dar nu știu situația lor exactă. Cred că sunt luate în sechestru de trezorerie și aș vrea ca să vedem situația lor când voi ajunge acolo la primărie, să vedem ce datorie are firma către primărie și poate în contul acestor datorii să putem să preluăm o parte din aceste hale, pentru că acum investitorii, din câte am înțeles eu, sunt puțin mai pretențioși decât erau odată și vor să aibă hala, să vină să-și așeze utilaje, să dea drumul la producție. Infrastructura să fie gata, pregătită. Cam așa. Am și o curiozitate legată de parcul fotovoltaic. Spuneți-mi, ce prevede contractul de închiriere a suprafeței pentru investitori? Este un contract de concesiune pe 29 de ani, știu eu că era. Anul acesta cred că se primesc în jur de 1.300.000.000 de lei vechi de acolo pe această concesiune. Știu că acum 3 ani domnul primar a vrut să vândă acest teren de 59 de hectare cu 1 miliarde de lei vechi și atunci noi, cei 5 consilieri PSD care eram pe vremea aia, ne-am opus vehement pentru că i-am explicat că acești 8 miliarde se pot lua în 5 ani și apoi rămâi și cu terenul, pe când așa l-ai vândut odată, ai luat 8 miliarde, s-au trecut printre degete, nu mai știi ce e cu ei și ai rămas și fără teren. Și eu o să încerc acum când mă duc să ne uităm la acest contract pentru că eu cred că se pot obține mult mai multe beneficii. Pe 30 de ani, aproape 30 de ani, acei investitori care au parcul fotovoltaic și pentru care cifra de afaceri este de milioane de euro. Da, foarte mare. Da, înțeleg că 4-5 milioane de euro profit știu anual. Știu că are un 20 de megawatți oră, cred că e foarte puterea. Mult. Da. Și foarte mult, da. Dumneavoastră pe an încasați un miliard. Deci un miliard. 300, 1.300.000, da. Și ei obțin milioane de euro profit anual și ne-ați luat 1 miliard da, de lei vechi. Iar nu știu, eu iluminatul sunt public la Târgu Cărbunești este plătit din alte surse. Din alte surse, da. Deci așa, iar domnul fost primar Mazilu vroia să vândă cele 8 hectare pe care este amplasat acest parc fotovoltaic. 59 de hectare sau 52. Cu 8 miliarde. Da. Nu știu ce combinație a fost, dar mie nu, mi se pare... Chiar nu știați chestia asta? Nu, adică mai știam, că produce foarte mult, știam că... Cu vânzarea, a fost o întreagă aventură. Dar vânzarea asta așa vă pe... Vă dați seama că era... Adică m-aș băga și eu să vă... pe 52 de hectare, parcă nu e chiar așa de mult. 8 miliarde, cred că sunt mulți care își permit să facă o asemenea investiție. Bani foarte puțin. Eu nu știu cine a făcut evaluarea asta ca să... Ei. Nu mai comentăm. Spuneați noastră că despre foști numai de bine. Exact. Problema este că, întrebarea mea la noastră este următoarea, puteți să schimbați ceva în acest contract de închiriere? La momentul actual nu pot să vă răspund la această întrebare. Când voi ajunge la primărie, o să iau acest contract. Nu, ați fost consilier local, adică trebuie să știți câte ceva de acolo. Am fost consilier, dar știți cum e? Problema e în felul următor. În Consiliul Local vine un caiet de sarcini
și un anumit preț pentru care este evaluat terenul respectiv. De aici mai departe, contractul care se încheie este un atribut exclusiv al executivului, adică al primarului și al aparatelor de specialitate din subordinea sa. Păi și dacă îl dea gratis, era ok? Păi nu putea să-l dea gratis, pentru că pleca de la un anumit... Deci ăla era prețul minim care a fost votat în Consiliul Local, probabil tot pe baza unei evaluări de genul ăsta cu 8 miliarde 59 de hectare. Păi și, bine, dar mă gândesc acum, nu știu cât de sănătos e contractul ăla încheiat, pentru că dacă... Știți cum este, dacă noi... Adică, și păi, nu umblați la acest contract, tot să fiți tot așa... Probabil vor fi. Meritați să fiți criticat. Cred că vor fi portițe, pentru că știți ce se întâmplă. Dacă atunci, acum 6 ani sau când a pornit acest contract, te opuneai, automat apăreai că te opui venirii de investitori, creierii de locuri de muncă, iar acolo lucrează doar vreo 10 oameni, păi inclusiv paznicii care, pentru că tehnologia este atât de avansată încât... E ca și cu chinezii care vor la rovinar și noi ne uităm plângăcios să vină și nu mai vin, dar de fapt când o să adică dea avem, drumul, dacă ar da drumul grupului ar fi 100 avem de locuri de muncă. Avem forță de muncă ocupată în perioada cât se construiește. Și la Cărbunești a fost la fel. Și-au găsit foarte mulți de lucru în perioada în care au fost instalate panourile și țevile și tot ce era acolo, însă după aceea angajați lucrează efectiv, rămas doar vreo 10 cu pază cu tot. Foarte puțin. Nu știu, cred că e cea mai mare oportunitate pentru bugetul orașului Târgu Cărbunești acest contract. Găsim. Pentru că altfel, dacă nici de aici cu investitori care au cifră de afaceri de milioane de euro, nu mai aveți nicio șansă în altă parte. Adică e esențial. Spuneați că în ceea ce privește echipa în Consiliul Local noastră, aveți așteptări de la oameni să depășească orgoliile politice și să conlucrați pentru interesul comunității din Târgu Cărbunești. Trebuie să vă alegeți viceprimar. V-ați gândit, v-ați orientat către, dacă va fi de la PSD, de la... Da, eu sper să fie de la PSD viceprimarul orașului Târgu Cărbunești în acest mandat și așa cum electoratul ne-a dat acest semnal, să fie un om tânăr, un om cu putere de muncă, un om alături de care să putem să facem o echipă și împreună cu ceilalți consilieri locali și cu oamenii care lucrează în primărie să aducem cât mai multe beneficii în lucru cu cetățeanul. Ați văzut că se tot vorbește despre echipe, adică dacă aveți protocol de susținere, câți consilieri ați zis că are UNPR-ul? 3. 3 consilieri, adică nu vă e frică să nu... că se supără cei de la UNPR, că nu vreți să le dați nimic și dumneavoastră aveți alianță de susținere, protocol și așa mai departe, adică... Știți cum este? Acolo unde putem să facem singuri o majoritate, nu cred că o să ne impună nimeni să facem majoritate cu altcineva. Colegii mei de la UNPR-ul sunt foști colegii mei de la PSD-ul și faptul că ei au plecat de lângă noi într-un moment greu și au luptat împotriva noastră în campania electorală de multe ori, nu cu cele mai cinstite arme, mă face să îi las puțin deoparte la alegerea viceprimarului, iar după aceea putem să facem echipă și să conlucrăm. Propunerile dumnealor, fiind binevenite pentru a fi studiate și de primar și de Consiliul Local și de asemenea vor fi invitați de fiecare dată când vom discuta înainte de ședințele de Consiliul Local, cam ce am vrea să aducem în Consiliul Local și nu pur și simplu, cum se întâmpla până acum, primeai direct materialul pentru ședința de Consiliul Local, chiar dacă o să avem o majoritate, este bine ca toată lumea să participe la elaborarea acestor proiecte de hotărâri și fiecare să vină cu câte o idee, pentru că ideile bune pot veni din orice parte. Da, sunt convinsă de chestia asta. Eu întotdeauna am promovat ideea aici în cadrul acestei emisiuni, aceea că odată ajungi consilieri locali și aceștia au treabă, adică nu se finalizează promisiunea lor, adică nu și-au dus la îndeplinire o sarcină, odată ajungi și în consiliul local, gata, nu ne mai interesează ce se întâmplă în comunitate. Consiliul local are conform legii obligația să acorde și audiențe, ca și primarul, și trebuie să fie în permanentă legătură cu cetățeanul, să aducă problemele acestuia în fața autorităților executive. Mai aveți de lucrat și pe acolo prin primărie, că am înțeles că e un pic de bandat în momentul de față. Prea e o stare de spirit foarte plăcută în primăria Târgu Cărbunești. Nu o să merg cu securea și cu sabia scoase, ci o să merg ca un om care cu
cunoaște majoritatea oamenilor care lucrează în primărie prin prisma faptului că am fost consilier local, director de școală timp de 4 ani și am avut o serie de legături cu majoritatea angajaților din primăria Târgu Cărbunești. Cu unii mă cunosc, cu unii sunt chiar bun prieten, dar vom încerca să fim în slujba cetățeanului și să ne facem fiecare treaba noastră. Adică ce scrie în fișa postului, aia să facem. Nu trebuie să facem nici mai mult, dar nici să nu respectăm ce scrie acolo. Programul va fi program, ordinea va fi ordine în primărie și mai ales modul de abordare al cetățeanului. Vreți la... să schimbați în momentul ăsta ceva vis-a-vis de relația cu cetățeanul? Sigur, adică aveți că, ceva da. Semnale că lucrurile nu se... derulează așa cum ar trebui? Nu am semnale, m-am întâlnit chiar eu cu câteva cazuri de genul ăsta și din acest motiv vreau să înființăm un birou care să de relații cu publicul, care există și acum, dar să-i dăm ceva atribuții mai mari, adică acolo să primim și să rezolvăm cererile pe care le are cetățeanul. Dacă dumneavoastră veniți și vă trebuie o adeverință de rol, nu are rost să vă trimit pe dumneavoastră să bătesc la 10 uși prin primărie, să nu să o găsiți pe doamna puțin obosită sau bânduși cafeaua și să mai stați 5 minute, ci pur și simplu să vă spun că trebuie să achitați o chitață de 2 lei, să-mi dați 2 lei, să-mi dați buletinul să vă fac o copie, să vă invit, o să facem acolo o mică sală de așteptare cu o cafea, cu un ceai, să serviți liniștită și în 10 minute, un sfert de oră să vă vină adeverința, să vă vină chitanța respectivă atașată de ea, să vedeți că banii au fost plătiți la casierie, nu să mergeți noastră în clădirea cealaltă să plătiți la casierie, apoi să urcați un etaj să mai faceți... Deci, nu cu alte cuvinte, consta, domnule Birou, că vreți să vă puneți la treabă oamenii din primărie, ceea ce este absolut normal, pentru că ei încă nu, sunt mulți funcționari care încă nu au înțeles că sunt plătiți din banii contribuabililor. Exact. Iar atunci când te duci să obții, așa cum spuneați dumneavoastră, o adeverință de rol, au impresia că înainte de asta trebuie să faci o plecăciune. Sau dacă vin să plătesc impozit, sau da? Dacă, da. Ei nu înțeleg. Trebuie să-l primesc pe om cu zâmbetul pe buze, că vine să-mi dea bani. Da. Nu să-l cer. Pentru că dacă a nu-ți acolo. Dă ăla banul, tu poate nu-ți primești exact, salariul ăsta. Exact, ei nu înțeleg. Exact. Mie mi se pare o idee foarte bună. N-am nicio treabă. Adică, cred că e prima modalitate de a lucra în județul Gorj. N-am mai văzut. Cum să spun? O idee bună. Ați furat-o de undeva sau am furat-o de nicăieri. Mi-a spus adică, o... vii, plătești și stai liniștit, tu să ți se aducă o adeverință. E ideea unui prieten de-al meu, un consilier de-al meu, domnul Cocheci, a venit cu ideea asta și am preluat-o și mulțumesc pentru ea. Da, e foarte tare ideea dumneavoastră, adică cred că o să fie foarte liniștiți și mulțumiți cărbuneștenii dacă se va lucra la modul ăsta despre care vorbiți dumneavoastră. Spuneți că aveți probleme și cu operatorul care colectează deșeurile în localitate. Da, acest operator, ce se întâmplă? Proiectul, când a fost accesat, nu putea fi accesat numai de orașul Târgu Cărbunești. Atunci au intrat în această asociație încă 12 comune pentru a se realiza acel număr de aproximativ 60.000 de locuitori. Ulterior a intrat și orașul Țicleni, alături de noi, cred că prin anul 2009 sau 2010. Acest operator, nu știu din ce cauză, nu reușește să-și colecteze toate taxele. La nivelul orașului Târgu Cărbunești funcționează o taxă specială de salubrizare, o taxă care este ca și un impozit local pe care omul trebuie să o achite la biroul de taxe și impozite. Eu nu am fost niciodată de acord cu această taxă, am votat tot timpul împotriva ei, ba din contră, anul ăsta s-a mai și majorat de la 120 de lei la 144 de lei și atunci pe an. Problema este că nu toată lumea, vorbesc de cetățenii care stau la casă și au curți, beneficiază de acele pubele, de acele tomberoane în care se depoziteze gunoiul și atunci tu ca și operator nu ai cum să-i demonstrezi omului eluia că i-ai luat gunoiul din moment ce nu i-ai dat un sac menajer, nu i-ai dat absolut nimic. Și atunci opțiunea mea este ca această societate să meargă să-și facă contracte cu oamenii și apoi este o lege care reglementează foarte bine salubrizarea, primăria trebuie să plătească pentru cei care nu și-au făcut contracte, dar plătind o lună pentru aceștia, luna următoare trebuie să-și ia măsuri ca să nu mai plătească pentru ei și atunci o să meargă la ei. Și oamenii, fiecare trebuie să-și facă aceste contracte și să demonstreze, pentru că fiecare dintre noi facem gunoi. Și atunci și prețul ar scădea, pentru că dacă ai colectat de la 3.000 de gospodării și nu de la 1.500, automat prețul ar putea fi la jumate. Sigur că da. Și toată lumea ar fi mulțumită și societatea ar merge pe profit.
pentru buna gospodărire a orașului, o să vreau să înființăm un serviciu public de gospodărire a orașului, pentru că, din păcate, în Cărbunești, mizeria e la locul ei. Dimineața, când pleci la serviciu, te împiedici de fel și fel de hârtii pe stradă, de coșurile de pe marginea trotuarelor pline de gunoi pe care nu le ia nimeni. Și atunci e o chestie normală ca un oraș să fie curat. Câți asistați sociali sunt în Cărbunești? Aveți nu mai date? Sunt așa mulți, nu mai sunt așa mulți cât era odată, pentru că prin 2011, cred că guvernul Boc a înăsprit acele măsuri de acordare a venitului minim garantat, a modificat legea 416 și atunci nu mai sunt chiar așa mulți. Cred că undeva sub 80-90. Dar, din păcate, sărăcia e mare. Asta e ideea. Bine, la Cărbunești nu se trăiește foarte bine. Sunt multe persoane care ar merita să fie în această categorie a asistaților sociali și totuși 80 nu sunt puține, adică ar putea arăta bine. Cred orașul 80, la un număr știu. De 80 de persoane care beneficiază de ajutorul 416. Doamnă, eu nu sunt adeptul că poți să faci curățenie cu legea 416, ba, cu da. Beneficiari. De ce și nu să vă spun adeptul? De ce? De ce? Pentru că acești oameni sunt obligați să lucreze un anumit număr de ore în folosul comunității. Mulți dintre ei își iau adeverințe medicale și atunci nu poți să-i folosești. Păi data dumneavoastră puteți verifica dacă adeverințele medicale sunt date justificat. Dacă sau doctorul a pus, ce să-i mai faci? Nu, birou, că sunt organe de verificare, adică nu e suficient să meargă la doctor să-i dea o cafea. Haideți și să vă mai spun ceva. Deci, medicală. Adică eu l-am chemat, chestia asta. Omul vine la ora 8, da? Acolo. Dar nu este obligat să stea cu mine până la ora 16 să facem curățenie. El peste două ore poate să-mi spună că are o treabă și pleacă. Și eu n-am ce să-i fac, îl pontez două ore în ziua respectivă. Nu e ca și atunci când ai serviciu. Păi l-am pontat două ore și strada mea a rămas tot nemăturată sau iarba. Păi da, trebuie să verifice cineva. Adică nu vă dau, eu nu vă dau dumneavoastră idei, că sunt convinsă că aveți consilieri și așa echipa noastră, dar totuși nu, cum adică spuneți că nu aveți ce să le faceți, le dați ajutor social și asta e, dacă păi nu fac nimic, nu fac. Nu că nu fac nimic, fac ceva, dar nu poți să te bazezi exclusiv pe ei. Deci trebuie să asta e viziunea sunt mea, deci trebuie să ai oameni care fac foarte multe treburi cu asistații sociali. Și la Cărbunești se făceau foarte multe treburi când erau mai mulți. Acum majoritatea sunt femei, majoritatea... Pot să dea cu mătură și să adunem gunoi. Pot să dea cu mătură, dar nu poți să o faci în fiecare zi. Pentru că dacă ai să faci 5 zile pe săptămână, n-ai făcut nimic. 5 zile, 5 ori, 40 de ore, să zicem, pe săptămână. Și astăzi mi-ai stat 3 ore și ai plecat. Nu, eu sunt adeptul creierii acestui serviciu care să aibă oameni angajați, care la ora 5 să vină și să măture strada, iar la ora 7 când copilul pleacă la școală, omul la serviciu și pensionarul la piață să-și ia laptele și pâinea, să fie curățenie, să nu se mai împiedice pe stradă de diverse. Este și asta o idee bună, dar pe de altă parte nu este suficient să acceptați așa toate invocările celor de la 416, pentru că până la urmă asta e, își primesc niște bani pentru care ei trebuie să facă ceva. Dincolo de aceste chestiuni, domnule birou, spuneți-mi cum vedeți dumneavoastră problema de la județ cu Partidul Social Democrat. Pe cine ați vedea dumneavoastră președinte la Consiliul Județean, afară de domnul Ion Călinoiu? Sau... Sunt prea mic ca să-mi dau cu părerea. Nu sunteți mic, sunteți primar astea. De oraș. Sunt primar de oraș și proaspăt ales și prima dată vreau să-mi fac treaba la mine în ograd acolo și apoi să mă duc să dau lecții altora. Deocamdată... Nu e lecție, adică dumneavoastră aveți dreptul să... aveți o părere, aveți dreptul la opinie. Sunt în Partidul Social Democrat de mult timp, într-adevăr, dar îi lăsați pe alții să decidă. Consiliul Județean are niște probleme care mă depășesc și chiar dacă spune eu ceva, nu cred că ar influența prea mult. Cred că a fost Consiliul Județean foarte bine condus până acum și va fi condus și de aici înainte de către PSD. Da, evident că va fi de către PSD, pentru că am văzut cumva supărarea celor de la PSD pe ALDE. Nu vor ca să, domnul Cârciumaru e supărat, nu vrea ca să facă echipă cu cei de la ALDE, zic că sunt prea pretențioși, au venit cu gura prea mare pentru procentul pe care l-au obținut. Pe de altă parte, am văzut că acea situație este și la... Peștișani. Știți cum este? Acum fiecare... Candidatul PSD care a și câștigat primăria nu vrea sub nicio formă să facă echipă cu ALDE. Fiecare trebuie să cerem atât cât aducem. Și dacă aducem 5% sau 10%, nu putem să cerem funcție de președinte sau...
Nu. Viceprimar. Da. Ei vor, da, la un moment dat Dian Popescu a zis că va rămâne la Consiliul Județean dacă va fi președinte, dacă nu, nu va, adică e prea mult să ceri cu trei consilieri județeni să vrei să fii președinte. Da. Dar o vicepreședință, adică făceau diferența în Consiliul Județean. La Consiliul Local dumneavoastră spuneați că aveți câte 4 partide. Da, da. E destul de risipit votul, așa, e... Așa cum v-am spus și la început, cred că după ce va trece această ședință de constituire, lucrurile se vor așeza foarte bine. E greu să sperați într-o susținere a PNL-ului, totuși. Eu cred că și la PNL sunt oameni și sunt sigur, nu cred, pentru că îi cunosc pe toți cei 4 care vor intra în Consiliul Local, cred că sunt oameni care au venit acolo în interesul cetățeanului și nu în interesul lor personal. Și atunci cred că vor fi alături de proiectele care sunt bune pentru comunitate. Eu știți de ce am îndoiel, nu doar așa, ca să fiu gică contra, ci pentru că este domnul Mazilu. Credeți că va rămâne în Consiliul Local? Eu cred că domnul Mazilu nu va rămâne în Consiliul Local, pentru că după ce ai fost primar 8 ani de zile și ai stat în capul mesii, așa cum spunea dumnealui, nu cred că o să-i placă să stea undeva în dreapta, fiind un simplu consilier local. Pentru că dacă domnul Mazilu al rămâne, situația nu ar fi așa frumoasă cum vi-o imaginați noastră și trebuie să recunoașteți. Sunteți, astăzi, cumva, declarații politice, cele de binețe, dar lucrurile nu sunt chiar așa roze prin consiliile în care există orgolii atât de da, mari. Eu cred că nu va rămâne. Iar dacă va rămâne, probabil va avea unele ieșiri, dar nu cred că va rămâne. Am înțeles. Spuneți-mi, cum vedeți noastră relația primar-parlamentar? Relația primar-parlamentară trebuie să fie una foarte strânsă și de colaborare, pentru că dacă ești un primar așa de orășel micuț, cum sunt eu, sau de o comună din Gor și te duci în București la un minister, te dai jos în mașină și e posibil să rămâi pe acolo prin parcare, să n-ajungi nici la portar. Și atunci este foarte important să ai o relație foarte strânsă cu parlamentarii. Eu, unul, pe Colegiul 2, unde l-avem deputat pe domnul Weber, jos pălăria, am colaborat până acum din postura de consilier local, dar acum ca și primar vom colabora și mai mult. Vreau să vă spun că în satul Cerăt, care este așezat undeva între Pojogeni și Copăcioasa de Scoarța, erau vreo 3 km de drum din ăsta comunal pietruit și se afla între asfalturi. De la Scoarța ajunsese până la limita cu Cărbuneștiu, de la Cărbunești se asfaltase acest sat Pojogeni acum vreo 20 și ceva de ani și aici rămăseseră 3 km. Și atunci un grup de oameni cu inițiativă din acel sat au venit, l-au tot pistonat pe domnul Călin Noiu, pe domnul deputat Weber, domnul Maioreanu de câte ori venea pe la Cărbunești și mergeam acolo la Cerăt. La fel era foarte solicitat de către acești cetățeni și ușor, ușor în 2014 cu aportul Consiliului Județean, domnul deputat a mers cu proiectul la Ministerul Dezvoltării, unde în acea vreme era ministrul domnul Dragnea și vicepremier și s-a obținut finanțarea pentru acest drum 17 miliarde de lei vechi. Că atunci când s-a turnat asfaltul, domnul Mazilu s-a dus acolo și a tăiat un por și le-a spus la oameni că v-am făcut asfalt, e cu tot o altă poveste. Dar nu trebuie să pui politica înaintea interesului cetățeanului și noi, chiar dacă nu am beneficiat noi să spunem că am făcut acel asfalt decât așa când am ajuns pe la diverse emisiuni să le transmitem oamenilor, oamenii iată că ne-au votat și acolo și acolo am ieșit pe primul loc acum, dar au 3 km de asfalt făcuți. Și asta datorită implicării, și asta datorită implicării parlamentarului de zonă. Da. Și cu domnul Costoiu am așa, mai vorbim la telefon. Acum m-a sunat și m-a felicitat duminică noaptea și mi-a promis susținere. Am acolo la școală, eu fiind director de școală, am un proiect de vreun 1 milion de euro. Ar costa cu realizarea unei clădiri cu laboratoare, sări de clasă, arhivă și birouri, care ar fi foarte necesară pentru că, vedeți dumneavoastră, în perspectivă se întrevede această comasare a școlilor și atunci elevii de la satele aparținătoare o să trebuiască să fie aduși la Târgu Cărbune. Și atunci, avându-i pe toți într-o curte, poți să faci un învățământ de mai bună calitate, sunt și costuri mai mici de întreținere.
Și domnul Costoiu, na, lui a fost ministru dezvoltării. Nu, a fost ministru cercetării. Ministru cercetării, pardon. Așa, na lui probabil și-a păstrat relațiile din acest este minister. Este senator, este rector al Universității București. Politehnica București, da. Da, Politehnica București. Are deschidere către diverse instituții, ne poate ajuta, face lobby, îndruma către diverse instituții. În ce stadiu este acest proiect despre care vorbim? Proiectul este făcut. Numai e aprobat? Nu. Este făcut de mult. E făcut de vreo 6 ani și acum, bineînțeles că va trebui o reactualizare a lui, deci încă niște bani pe care sigur îi vom da de la primărie pentru această cofinanțare și reactualizare și apoi să mergem cu el să putem să-l susținem și să obținem finanțare. Acum, bani de la bani guvernamentali. Bani guvernamentali, bani europeni, în jur de 1 milion de euro costă toată. Până acum de ce nu ați putut să-l puneți? Că pentru că îți trebuie această cofinanțare din partea... Deci, vedeți, n-a vrut să vă dea bani pentru cofinanțare. Legea Educației Naționale referitor la finanțare are două mari articole. Articolul 104, care se referă la finanțarea per elev pe care o primește școala din partea guvernului și acolo te lasă să faci anumite cheltuieli și articolul 105 unde este această finanțare complementară și unde cheltuielile de investiții, de infrastructură, de transport trebuie făcute de către autoritatea publică locală. Și din păcate a fost un timp așa pe la Târgu Cărbunești până ajunge eu director la școală, deci cam un an în 2011 când s-a votat acea lege, oamenii la primărie aveau impresia, nu, primăria nu mai are nicio datorie la școală, școala are banii ei, școala să se descurce și atunci... Păi și era atât de mare cofinanțarea, cât este cofinanțarea de nu au vrut să dea bani? Păi acum nu știu, vedeți, presupune cam până la 3% din valoarea proiectului, deci... 3% dintr-un milion de euro e puțin, cam... Bugetul și-ar fi permis? Sau, credeți că a fost... Acum, întrebarea este foarte simplă. A fost rea intenție sau nu au avut bani? Nu, cred că nu. Banii găsești tot timpul. Deci nu e o problemă că nu ai bani. Că dacă ai o prioritate, bani găsești pentru orice. Renunți la altceva și faci asta. Nu știu din ce cauză nu s-a făcut, dar sper să realizăm... într-un viitor cât mai apropiat acest lucru. Da, pentru că este important. Dumneavoastră, mai ales fiind în mediul acesta al învățământului, cunoașteți îndeaproape necesitățile tinerilor. Vorbeați și despre acel teren sintetic pe care vreți să-l realizați. Vrem să facem vreo 4, sigur că da. Deci nu numai în oraș. Nu ca la Roșia de Amaradia să faceți și în pantă doar de dragul de a face. Nu numai în oraș, cât și în satele aparținătoare, dar prima dată vom face în ora și cred că vom reuși să facem unul de tenis, așa, și de mini-fotbal, puțin mai micuț, pentru că deja avem o infrastructură pe beton acolo și trebuie doar să-l mai amenajăm puțin, cred că vom reuși să-l facem chiar anul ăsta. Vorbeați despre faptul că în Târgu Cărbunești stați rău cu investitorii privați, cât de cât. Da, pe ce se pliază zona? Sunt destul de puțini investitori privați, așa cum v-am spus, sunt două ateliere de confecții îmbrăcăminte, acea fabrică de cherestea. Da. În ce domeniu ar putea investi? Nu știu, în orice domeniu? Adică... Încă mai există destul de mulți oameni care sunt calificați în diverse meserii și... care sudori, electricieni, care pot să... Mă întrebam dacă pe agricultură se pliază. Știți ceva? Avem un ascultător și să-l dăm prioritate. Bună ziua, vă ascultăm. Alo? Da, vă ascultăm. Bună ziua. Am și o întrebare. Dacă totuși unifică toate școlile de la țară și le aduce la Târgu Cărbunești, așa, le decințează pe cele de la țară, ce fac acei învățători de la țară care unde să mai duc? Acum nu le desfințează domnul Birău că așa vrea dumnealui. Da. Deci ce se întâmplă? O școală... Mai aveți și alte întrebări sau lăsăm pe domnul Birău să răspundă? Da, să răspundă dânsul. Da. Ce face cu învățătorii care sunt la țară? Bănuiesc că și dumneavoastră faceți parte din această categorie. Ce se întâmplă? Eu nu vreau să desfințez școli, pentru că eu sunt dascăl și nu vin la primărie să desfințez școli. Din păcate dispare populația școlară, numărul de copii este în scădere. De la anul școala de la Cojean și școala de la Floreșteni nu mai pot funcționa pentru că legea învățământului prevede un număr de minim 12 elevi pe o clasă și
atunci când această clasă este simultană, însemnând copiii de la clasa pregătitoare până la clasa a treia, că nu poți să faci 5 clase, să ai și clasa a patra, și când ai numai 5 sau 6 copii, nu-ți mai dă nimeni aprobare pentru așa ceva și tu ca și director, tu ca și membru al Consiliului de Administrație al unei școli, nerespectând legea, intri atunci într-un mare impas, pentru că trebuie să obții foarte multe aprobări. Și de asta am spus, nu că vreau eu să desfințez școlile de la școală, de la țară, iar acești învățători care lucrează, ușor, ușor vor fi trași ei către oraș, pentru că aducând la oraș copii din 4-5 sate, automat mai înființez încă 3 sau 4 posturi, așa că nu e nicio problemă. Am înțeles. Da, vedeți, oamenii cred că dumneavoastră aveți ceva împotriva. Nu. Păi eu sunt un om al școlii și sunt pentru școală, nu... Spuneți, vorbeam înainte de ce se pliază pe agricultura, ar merge la Cărbunești. Da, agricultura merge la Cărbunești pentru că este acea lungă a Gilortului foarte productivă, unde înainte a funcționat un CAP-ul numit Steagul Roșu, așa se numea pe vremea comunismului, dar acum, suprafețele fiind foarte împărțite și porționate, fiecare având 2, 3, 5, 6 metri, este foarte greu ca să reușești să comasezi acest pământ. Da. Și atunci dacă se găsesc 2 gică contra între otarla, automat nu poți să faci mare lucru. O agricultură performantă, că toată lumea nu vrea să lucreze, vrea să lucreze de ordinul 10-or, 100-or de hectare. Deci singura noastră posibilitate în momentul de față, în ceea ce privește atragerea de investitori, este să le puneți la dispoziție halele, al cărui statut nu-l cunoașteți în momentul acesta. Sau terenuri. Dacă vor să vină să-și construiască. Altă sigur. Oportunitate nu aveți. E cam greu. E cam dar greu. Vom bine, încerca. Vom și încerca, foarte la început, sigur, nici măcar sigur, nu ați fost validat sigur. În această funcție, dar am profitat de dumneavoastră în calitate și de fost consilier local, care cunoaște foarte bine problema cărbuneștenilor și necesitățile din orașul Târgu Cărbunești și subiect care au constituit probabil și... Acum aici, dacă nu le cunoaștem pe toate, mergem acolo evident, le aprofundăm. Fiind cadru didactic, fiind director de instituție de învățământ, fiind consilier local, fiind locuitor al orașului Târgu Cărbunești, cele mai grave, imposibil să nu le cunoașteți, ați și vorbit despre ele. Mulțumesc mult de tot, domnule Birou. Mulțumesc și eu, să rămână și... Să aveți spor la treabă și baftă în să acest putem, mandat. Data viitoare când primar. Venim, să vă spunem că am dat drumul la anumite proiecte, că am realizat anumite lucruri. Trebuie să se miște sigur, lucrurile da. Și la Târgu Cărbunești, pentru că oamenii merită să aibă parte de un alt nivel de trai. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Noi ne reauzim mâine. Toate cele bune. De luni până vineri de la ora 13 îți dăm posibilitatea să fii tu cel care pune întrebări. Sud FM aduce în atenția ta oamenii pe care i-ai ales să te reprezinte. Ai o oră în care îți poți spune nemulțumirile.